Centrul de pregătire a selecționatelor de la Vadului Vodă a găzduit primul workshop regional în cadrul procesului de elaborare a noii strategii FMF 2025-2030. Evenimentul a marcat debutul unei serii de patru seminare regionale consultative reunind 30 de participanți din regiunea Centru, printre care antrenori, președinții asociațiilor raionale și reprezentanți ai cluburilor de fotbal. Președintele FMF Leonid Orenicengo a subliniat importanța implicării comunității fotbalistice în elaborarea viitoarei strategii. Cel mai important lucru ar trebui să apreciem care ar fi viziunea noastră, scopurile, misiunea, obiectivele pentru următorul ciclu de 4 ani. Noi vorbim despre elaborarea și totodată, desigur, că aprobarea strategiei de dezvoltare a fotbalului în țara noastră până în anul 2030 inclusiv. În acest scop am invitat societatea civilă. Noi vorbim despre factori de decizie în cadrul autorităților publice locale. Noi vorbim despre managerii, despre factori de decizie în cadrul asociațiilor sportive din cadrul formațiunilor sportive din țara noastră. Aici am în vedere cluburile, școlile, academiile de fotbal, inclusiv profesioniști, de amatori, ori grasuți, așa cum noi iubim să-i numim. Deci sesiunea strategică care noi am organizat-o, deci este dedicată pentru generarea idei noi, pentru elaborarea strategiei noi Federației Moldovenești de Fotbal. Deci prima etapă pentru noi asta a fost autoevaluarea, deci era foarte important să definitivăm unde noi ne aflăm la moment și unde noi trebuie să mergem mai departe. Diana Bulgaru, manager proiect grassroots al FMF, a venit cu un discurs despre impactul proiectului fotbal în școli, iar Serghei Ursul, manager de dezvoltare FMF, a captat atenția participanților cu o prezentare detaliată despre dezvoltarea regională a fotbalului în Moldova și planurile pentru viitorul apropiat. Bună desfășurare a evenimentului a avut loc prin implicarea directorului tehnic FMF, Dănuț Oprea, dar și a managerului regional Centru Vitalie Lungu. Partea practică a workshop-ului a fost divizată în două sesiuni intense. Prima a inclus discuții și colectarea informațiilor cu privire la realizările FMF din perioada 2020-2024. Sesiunea a doua a constat din activități interactive menite să genereze și să structureze idei pentru obiectivele ce urmează a fi atinse în următorii ani. Acest workshop este foarte util pentru dezvoltarea fotbalului moldovenesc. Deci aici sunt toți conducătorii de club, directori și antrenor. Eu ca antrenor, de exemplu, sunt pentru prima dată în acest workshop, dar văd un sens foarte mare pentru dezvoltarea încă o dată fotbalului moldovenesc, deoarece aici se elaborează toate strategiile care sunt, toate proiectele care sunt în viziunea fotbalului, deci conducătorilor. Și e foarte important ca aici să aplice cele mai importante decizii, să ia cele mai importante decizii pentru виторов футбол молдавинск. Неоднократно был разговор с моими коллегами, чтобы приобщить не людей, которые не связаны с футболом, а просто ему нравится, а тех людей, как старших юношей наших, как, начиная с выше 16, 17, 19, привлечь в судейство. Потому что мы знаем, что история даже показывает о том, что не все футболисты становятся. Очень важно, что Федерация футбола проводит данное мероприятие, потому что дает обратную связь между клубами и между тем, что делает Федерация футбола. И как и клубы, так и Федерация футбола могут из этого извлечь максимальную выгоду. Мы, chiar îndemnăm autoritățile centrale și publice locale să tragă o mare atenție, o atenție sporită spre dezvoltarea sportului. Ok, în cazul nostru este a fotbalului, deoarece noi trebuie să facem așa, într-așa măsură ca fotbal la noi în țară să devină o industrie. Workshop-ul marchează începutul unei colaborări semnificative între FMF și comunitatea fotbalistică din regiuni, în drumul spre conturarea viitoarei strategii FMF 2025-2030.